nou virus puternic face ravagii pe internet. Troianul Variant Downloader 167 a infectat sute de calculatoare prin intermediul Facebook și Yahoo Messenger. Utilizatorul știe că e în pericol atunci când primește de la un prieten întrebarea: aș vrea să postez aceste poze pe Facebook, e ok? Pentru și mai multă credibilitate, URL-urile ce urmează întrebării aparțin unor servicii de stocare precum Dropbox sau FileSwap, utilizate frecvent pentru distribuirea de fotografii și fișiere. Odată accesate linkurile, virusul e executat pe sistem, unde creează un fișier cu un nume la întâmplare și extensia .exe. În mai 2013, un virus similar a infectat mii de utilizatori de Facebook din întreaga lume. Virusul Dorkbot părea o imagine, dar de fapt un fișier executabil, capabil să spioneze activitatea din browser și să colecteze date personale. Apple se pregătește să facă un pas uriaș în viitor, odată cu dezvoltarea conceptului casei inteligente iHome, relatează GadgetReport.ro. Compania lucrează la o platformă care va conecta toate dispozitivele prin intermediul sistemului de operare iOS. Apple vrea ca toate gadgeturile pe care le-a lansat, telefoane, tablete, laptopuri, desktopuri, media boxuri și cele pe care urmează să le dezvolte, ceasuri, televizoare, să poată fi controlate cu o singură interfață software. Conceptul botezat în presă cu numele iHome ar urma să conecteze la rețeaua Apple și alte gadgeturi ce sunt prevăzute cu conexiuni Wi-Fi sau Bluetooth, de la becuri la frigidere, cuptoare, aparate de aer condiționat, centrale termice, sisteme de securitate. Acestea ar urma să primească certificarea Made for Apple. Toate gadgeturile din viitoarea iHome ar urma să fie controlate cu telefonul sau telecomanda prin gesturi sau comandă vocală. Detalii despre noua platformă tehnologică iHome ar urma să fie prezentate pe 2 iunie în cadrul unei conferințe la New York. Firma americană Tortuga Tricks a lansat pe Kickstarter proiectul unei triciclete cu adevărat ieșită din comun, cu motor de 6,5 cai putere. Tortuga atinge viteza maximă de 48 de km pe oră, destul ca să-ți ofere senzații tari pline de adrenalină. Imaginile cu tricicleta vorbesc de la sine. Profilul Tortuga e unul extrem de dinamic, cu o poziție de condus demnă de un vehicul de curse și cu o stabilitate fără precedent, grație celor două roți uriașe din spate de 20 de inci. Motorul funcționează cu benzină și cu rezervorul plin. Bicicleta are o autonomie de 65-80 de kilometri. Tortuga cântărește 204 kg, vine în 10 variante de culoare și va costa $2,250. Primele triciclete ar urma să ajungă pe piață în luna iulie. La final vă prezentăm imagini dintr-unul dintre cele mai așteptate filme SF din această vară. Bazat pe romanul All You Need Is Kill al lui Hiroshi Sakurazaka, Edge of Tomorrow îi are pe Tom Cruise și Emily Blunt în rolurile principale. Wait. Povestea din Edge of Tomorrow, pusă în scenă de Warner Bros., este plasată într-un viitor nu foarte îndepărtat, în care pământul e atacat de Mimics, o rasă extraterestră care se comportă ca un stup și care a redus orașele la mormane de moloz și a ucis milioane de oameni. Armatele din toate țările își unesc eforturile într-o ultimă defensivă. Locotenentul colonelul Bill Cage, Tom Cruise, e trimis direct în bătaia armelor. Moare după numai câteva minute, însă nu înainte să ia și viața unui extraterestru alfa. Eroul se trezește ulterior în dimineața zilei în care a plecat la luptă, într-o buclă temporală în care e obligat să lupte la nesfârșit. Cage devine tot mai puternic pe zi ce trece și capabil să înfrunte armata extraterestrilor pentru a găsi o modalitate de a anihila invazia și a salva omenirea. Filmul semnat de Doug Liman, regizor cunoscut pentru Jumper, Mr. and Mrs. Smith și Bourne Identity, va debuta în cinematografe pe 6 iunie.